și broasca țestoasă. A fost odată ca niciodată, în vremea îndepărtată, când pe lume toate erau altfel decât le știm noi, o broască țestoasă și o căprioară. Broasca țestoasă avea niște copite de toată frumusețea. Putea să alerge cu ele hăt departe și nu se sfia să se ia la întrecere cu oricine. Într-una din zile, broasca țestoasă zări îndepărtare o căprioară. Nu prea văzuse dânsa astfel de făpturi, căci erau cam sperioase și stăteau mai mult ascunse în pădure. Bietele de ele erau atât de frumoase, dar nu se puteau apăra de dușmani nici măcar prin fugă. Nu aveau copite, asemenea broaștelor țestoase, ci ghiare. Broasca noastră se opri deci și îi dete bună ziua căprioarei. Vai, broscuțo, tot am auzit de tine, dar nu te-am întâlnit până acum, o întâmpină căprioara. Ce copite frumoase ai! Da, îmi sunt de folos, căci pot să străbat pădurea întreagă într-o clipită. Ai putea, rogu-te, să mi le împrumuți pentru câteva clipe? Am putea face schimb, ce spui? Ți-ar plăcea să vezi cum e să ai ghiare? Da, spuse broasca entuziasmată și îi dădu căprioarei copitele sale cele frumoase, în timp ce ea încercă ghiarele. Căprioara o porni la goană prin pădure, fericită că în sfârșit putea să alerge. Broasca, pe de altă parte, făcu doar câțiva pași, după care se plictisi repede și se puse pe așteptat. Și o așteptă pe căprioara cea sprintenă mult și bine și se pare că încă o mai așteaptă, căci de atunci căprioara a rămas cu niște copite de toată frumusețea, în timp ce biata broască țestoasă are niște ghiare care nu-i sunt de prea mare ajutor.